Anul acesta băimărenii au produs mai puține deșeuri la Festivalul Castanelor, dar încă suntem departe de ce înseamnă civilizație. Deși au fost mai mulți recipienți pentru colectarea resturilor alimentare și a ambalajelor, angajații firmei care se ocupă de curățenia în municipiu tot au fost nevoiți să intre cu măturile prin locurile prin care au trecut participanții. Anul acesta, după centralizare, reiese un volum de 566 de metri cubi de deșeu colectat pe perioada festivalului, comparativ cu anul 2014, când erau 930 de metri cubi. Această diferență poate proveni fie din fapt că acești comercianți au vândut produse cu mai puține ambalaje, fie din puterea de cumpărare a populației, fie datorită timpului nu tocmai favorabil care a fost în această perioadă. Deșeuri multe pe jos, deci majoritatea au fost pe jos, aici mă refer la cozile de castanie, la pahare de bere, deci proporția între ce era în saci și ce a fost pe carosabil sau pe iarbă a fost aproximativ 75% și pe carosabil. De lucru au avut cei de la salubrizare și după participanții care nu au mai reușit să ajungă la toaletele mobile. Probabil și din cauza temperaturilor mai scăzute, au fost probleme pe ganguri, au fost probleme pe tufișuri în spatele clădirilor, dar, într-adevăr, în perioada, mai ales în perioada concertelor de seară, a fost un aflux foarte mare de persoane. Deci, nici nu știu ce număr ar fi fost suficient pentru ca să asigure necesarul. În general, pe ganguri, pe locuri mai ferite, deci acolo a trebuit intervenit cam de două ori pe zi, inclusiv spălări cu substanțe dezinfectante, cu detergent. La munca multă se poate adăuga și câte o pagubă. Dacă în anii trecuți Drusal a rămas fără pubele și containere pentru că fie au fost furate, fie arse de jarul folosit la prăjitul micilor sau a castanelor, anul acesta 25 de suporți pentru saci au făcut picioare.